Dragii mei, bine v-am regăsit, iar astăzi vreau ca să vă prezint, cum vi-am promis și săptămâna trecută, un fel de a doua parte a videoului despre alăptare, pentru că vreau să vă prezint câteva poziții de alăptare pe care eu le-am descoperit cu al doilea copilaș și care mi-au fost foarte utile și nu le știam cu Dominic. O am pe Evelyn aici cu mine să vedem cât de mult fac staia cu mințică. Așa. Și evident vreau să vă povestesc și de ce anume am ales, de fapt, cum anume am ajuns, nu doar la un co-sleeping, adică să dormim cu ei în aceeași cameră, ci chiar cu ei în același pat, până să descoper această metodă superbă, tocmai de aceea mă aflu aici în dormitor. Aș vrea să încep prin a vă povesti cum anume am ajuns să dormim cu copilașii în același pat, practic. Am să vă povestesc un pic despre Dominic. Ideea de co-sleeping inițial, sincer vă spun, nu mi-a surâs foarte tare pentru că mă gândeam că nu va fi confortabil nici pentru noi, nici pentru bebe, deci vă spun sincer, cu gândul acesta am pornit. Însă, după experiența celor doi copilași, vă spun sincer, cred că este cel mai bun lucru pe care îl puteți face cel puțin în primele 6 luni din viața copilașului. Diferența de co-sleeping, adică a dormi cu bebelușul în aceeași cameră cu părintele, și co-parenting, ceea ce am făcut noi, este că, evident, a doua presupune să dormi cu el în același pat. Ceea ce nu cred eu că este cea mai bună variantă. Pentru că eu asta am făcut cu Dom, iar acum cu Evelyn, așa cum vedeți și aici, am descoperit această metodă în care puteți să vă puneți pătuțul lângă patul vostru și este mult mai ușor. Evident, nu știu dacă aș fi putut să fac același lucru cu Dom, doar pentru că pozițiile de alăptare pe care le-am abordat cu Evi nu le știam. De aceea vreau să vi le și împărtășesc cu voi în acest videoclip. Cu Dominic am dormit în același pat timp de un an, după care l-am mutat în bătuțul lui, în camera lui. Dacă doriți, am să pot să fac și un filmuleț pe această temă în viitor, în cazul care vreți să știți cum am făcut adaptarea, cum l-am ajutat să se adapteze la propriul bătuț. Iar cu Evelyn are 9 luni de zile, încă doarme cu noi aici în cameră, însă deosebirea este că doarme la ea în pătuț, așa cum veți vedea aici. Ce se întâmpla cu Dominic, practic, și la fel și cu Evelyn, și de fapt ce se întâmplă de obicei în general cu bebelușii, este că atunci când sunt alăptați, evident, pentru că așa se obișnuiesc în general să doarmă la sân, ceea ce nu este recomandat de niciun specialist, dar asta s-a întâmplat cu ambii copilașii mei, în momentul în care îi lăsați jos, evident că se trezesc instant, zici, ca un butonaș. Și uneori poate deveni chiar frustrant, pentru că îi ții și încerci tot felul de metode, îi ții acolo la sân, te pui încet, încet, te ridici, nu știu ce, și tot se trezesc. Oricum îi face, se trezesc. Pentru că, practic, ei așa asimilează modalitatea de a dormi, practic, aceasta este dependența lor, dacă vreți să o numiți așa, adorm la sân. Și atunci, evident, dacă stau la căldura noastră aici, lângă corp, și în secunda care punem jos, egal cât am încercat noi să punem pături calde sau haine de ale noastre, sau așa, ei simt, oricum. Și creașul lor, atunci când au adormit, au adormit în acea poziție. Ei, când simt schimbă poziția, automat se trezesc instant. Dar dacă nu este sânul, practic, vor exista alte dependențe sau alte asocieri ale adormitului, și anume fie suzeta, fie, nu știu, legănatul pe picioare, legănatul în brațe. Deci, cel mai probabil, orice bebeluș va deveni dependent de ceva anume. Și atunci, ce am descoperit eu? Ca să nu se mai trezească, de aceea am ajuns practic să adorm cu el în patul nostru și la fel și cu Evelyn, am găsit o poziție în care să îl alăptez, astfel încât să stea culcat și în secunda când scoteam sânul din guriță, să rămână, să nu mai schimb poziția și să rămână adormit. La Evelyn a fost mai ușor pentru că, sincer să fiu, am încercat cu ea, știind că am trecut prin ce am trecut cu Dominic, am încercat prima săptămână și am reușit să nu să încerc să o pun în pătuț când era semi-adormită. A funcționat treaba asta, dar doar o săptămână, după care, pur și simplu, devenea mult mai sensibilă, că, evident, în primele zile, ei sunt oricum mai adormiți, de-abia se adaptează la noul mediu și, evident, le este mai ușor să fie mutați fără să se trezească. Ei, cu cât cresc mai mari și devin mai alerți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, realizează cum stă treaba și, evident, se trezesc mult mai ușor. Și de aceea am ajuns să dorm și cu ea în aceeași cameră. Alți copilași la vârsta ei știu că pot dormi o noapte întreagă fără treziri, dar Evelyn, la fel ca și Dominic al meu, se trezesc foarte des noaptea. Adică Domi se trezea la vârsta aceasta, acum nu mai, dar da,
până la un anișor se trezesc destul de des, adică uneori și din două în două ore, poate chiar și mai des. Așa am pățit cu ambii copilași. Mai poți, mami? Tocmai de aceea am ajuns ca să dormim cu ei în aceeași cameră, pentru că aveau nevoie să se trezească foarte des și automat adormeau la loc doar dacă simțeau sânul în guriță. Nu am folosit la niciun dintre ei suzeta, asta cred că deja știți. Poate dacă o foloseam era mai ușor, dar sincer să fiu, pe de parte mă bucur că nu am folosit-o, pentru că evident nu mai trebuie să mă chinui acum să scap de altă dependență. Hai, bine, mami? A trebuit să pun la sân pentru că deja nu mai avea stare, dar vreau să continui să vă spun că acestea în principiu sunt motivele pentru care am ajuns să dormim cu ei în aceeași cameră. Eu consider că după un anișor încolo este ok să-i mutați în camera lor. Noi asta am făcut cel puțin și a fost foarte bine și pentru Domi și pentru noi. Avem de gând să facem același lucru și pentru ea. Dar da, oarecum am ajuns să dormim cu ei în aceeași cameră, nu neapărat că am vrut, însă acum, sincer, sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa. Așadar, avantajele co-sleeping-ului este faptul că nu trebuie să vă ridicați, evident, miezul nopții și să mergeți să alăptați copilașul în altă cameră sau și mai rău dacă nu reușiți să-l adormiți nici cum, să stați jumătate de noapte treze pentru că încercați să-l puneți jos și tot așa până când ajungeți să adormiți pe scaun alătându-l, că eu am pățit și treaba asta, credeți-mă, mi-am zis. Când zic că am încercat de toate, vorbesc serios. Și mi-a fost foarte, foarte ușor așa. Norocul meu este că și soțul meu a acceptat treaba asta și n-am avut niciun fel de problemă. Aici în Anglia se recomandă oricum să dormiți cu bebelușii până la 6 luni cu ei în aceeași cameră, astfel încât să-i simțiți, să le simțiți respirația în cazul care dau să se nece sau să se sufoce sau ceva, să fiți acolo, să le oferiți primul ajutor. Însă eu nu doar din motive de siguranță sunt de părere că această variantă de a dormi cu bebele în aceeași cameră este ok, ci și pentru bebeluși, pentru mamă mai ales, că știe și își vede puiuțul aproape și relaxată. Deci sunt mai multe motive pentru care recomand să dormiți cu bebeluși în aceeași cameră. Și acum aș dori să vă arăt câteva poziții propriu-zise, după cum vedeți ea deja dorește să fie alăptată. Cam aceasta ar fi prima poziție. Evident, Evelyn acum are 9 luni de zile, deci este destul de măricică. Însă atunci când sunt nou născuți, aceasta este oarecum poziția standard, este foarte important când arătați bebelușul în această poziție, după cum observați, să fie burtica lângă, lipită de burtica voastră. Aceasta este poziția corespunzătoare. Pentru că, evident, nimănui nu i-ar plăcea să fie alăptat așa, dacă stă, de exemplu, așa. Deci, practic, închipuiți-vă noi să mâncăm ceva de genul așa. Nimănui nu-i convine asta. Și atunci, de aceea, se spune că aceasta este cea mai potrivită poziție pentru ei. Le-am zis, va arăta altfel atunci când bebelușul este nou-născut, pentru că este foarte micuț. Dar aceasta este una dintre poziții. La început s-ar putea să vedeți că este foarte util dacă folosiți și o pernă și puneți... Eu am avut o pernă din aceea de graviduțe, sub formă de U, care este destul de mărecică. Sunt și perne de alătare speciale, dar dacă nu doriți să investiți în niciuna dintre acestea, puteți folosi pur și simplu o pernă normală, să o puneți sub voi, astfel încât să vă odihniți mâna, pentru că 20 de minute de stat într-o poziție încordată veți vedea că nu va fi deloc confortabil și puteți atunci să folosiți, să o puneți chiar sub voi sau chiar sub copilaș, să fie pur și simplu tot bebelușul pus pe acea pernă în funcție de cum vă este vouă mai bine. Aceasta ar fi o altă variantă, când piciorușele sunt în spate și să vină cu gurița în față, din nou aici veți avea nevoie de pernă dacă vreți să portați această poziție. Este foarte, foarte inconfortabilă, spune eu, dar este utilă. Aceasta este varianta care Evelyn pur și simplu o adoră. Practic este pe burtică, după cum vedeți, da? Are aceeași poziție ca și atunci când stăteam în funduleț, însă diferența este că este pe burtică. Se poate și așa, dacă doriți, pentru că așa pur și simplu copilașul adorme. În cazul în care veți observa că îi place mai mult să doarmă pe burtică, așa evident este mult mai ușor, că adorme în această poziție și atunci pur și simplu vă detașați sânul și continuă bebelușul să doarmă la loc.
Aceasta este o altă variantă. Evident, puteți fie să stați așa cu mânuța sub cap, să vă puneți dacă vreți, dacă nu, să vă luați o pernă sub căpușor și iară să stați cu capul așa întinse, dacă considerați că este mai ok. Cum doriți voi. Dacă doriți, din această poziție, evident, puteți să puneți și mânuța așa sub căpușorul copilașului. Acum am să încerc să o las să-și continue măsuța, să termine de păpat drăguța de ea. Dar, da, cam acestea sunt câteva dintre poziții. Evident, când bebele este nou născut, unul dintre aceste poziții nu veți putea să le puneți în practică, pentru că va fi mult prea micuț pentru ele. Dar, de exemplu, acea poziție când voi ca mămică stați întinsă și puneți bebelușul pe burtică, așa cum i-am zis, cu Dominic, de exemplu, n-am știut de acea poziție. Pur și simplu n-am crezut că un copilaș poate să pape din acea poziție, stând cu căpușorul în jos, practic. Când Dominic era micuț, chiar am observat că era multe ture când încercam să-l alăptez și să-l adorm și dacă era întins lângă mine, de exemplu, începea să se foiască și nu mai vrea să stea în acea poziție și să-l plictisea și atunci trebuia să mă ridic cu el și să petrec mult timp în piciorușe, fie încercând să-l adorm, fie să mai stau așa 15-20 de minute și credeți-mă, în timpul nopții, miezul nopții, să faci asta de 2-3 ori, nu e deloc distractiv. Și mi-ar fi plăcut atunci să știu de această poziție. De la Evelyn chiar pot să spun că mi-a salvat viața, mi-a schimbat viața complet. Da, mami! Da! Acum cred că știți la ce mă refer, de aceea consider că pozițiile de alăptat, în cazul care vă alăptați bebelușii, sunt foarte importante și mai ales dacă veți avea un astfel de sistem, pătuțul lângă al vostru, e mult mai ușor, că atunci nu trebuie să vă mai faceți griji cu mutatul de bebeluș dintr-o poziție în cealaltă. Sper că aceste poziții de alătat au fost utile. Dacă aveți orice întrebare, vă rog frumos să îmi spuneți. Și așa cum i-am spus, în concluzie, încurajez mămicile și tăticii, evident, să doarmă în aceeași cameră cu copilașii, mai ales în primele luni de viață. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 4. V-am pupat!